Orezul. Costești. Eu Tom. Hai să vorbim cu ea. Pietrin. Bă, da, cariera asta de pietru mai funcționă, oare? Parcă văd un utilaj acolo sus. Am văzut cum arată, cred că așa, dar acum pozele. Da. Costești, râul Costești. Până la urmă schimbăm traseul și mergem pe punct galben. Da, semnul arată foarte bine. Acolo, pe pom. N-ai ce să cauți încolo. Ci pe poteca. Ți-a mai plăcut pe punctul galben, a? Ai luat-o... Îți plăcea pe punctul galben? Am luat-o la ghici. Sperăm să ne întâlnim tot cu punctul galben. Păi da. Dacă ar fi așa, cred că poate să fie așa până sus. Măi, fetelor, după ce aș mecherit-o voi cu punctul galben, că îl pierde, că o luăm pe scurtătură, îl găsirăm. Da, tot nu ne conveni, tot scurtături să face și mai rău lunghirăm. La urmă pe triunghiul galben, dar tot o scurtarăm. Foarte puțin, da? Stenele. Ați ajuns în creasta Buila Vânturarița. Păi, teritoriul lor. Deci ai văzut cât ai scurtat, da? Exact. 50 de metri până aici. Dar nu contează, mă, asta e frumos. Hai să mergem exact pe muchi. Deci am uitat cât de frumoasă e Buila Vânturarița. Hai, Paul, să-ți arăt unde țipa Ovidiu. Ce puțin mi se pare acum. Dănuț, vino la mine! Se mai poate trece acolo? Da. Bun, dar atunci dacă a fost prima tură, pentru mine a fost spectacol, muchia aia mică. Strigați și voi la mine, Ovidiu, vino la mine! Da, uite, e extraordinar! Hai că vin! Ce-am mai văzut, dar atunci mi s-a părut cel. Ia ziceți, fetelor! Am avut dreptate când țipam eu de aici. Ai avut, pentru că uite, m-am amețit când m-am uitat încolo. Da. Deci, o fi frumos. De fapt, voi faceți filmul la faza asta. Acum trec printre voi. Să mă bucur și eu mâine. Wow! Păi dacă aici a țipat Ovi, striga el ca nebunul. Eu nu mai văzuse munți frumoși. Da. Deci aceeași poziție, aceeași pădure verde. Superb. O să ne săturăm de munte astăzi. Uite pe la stânele alea o să venim noi. E superb, nu? Ia uzi. Ovidiu, vino încoace. Haide că ce faci? Să ajung și eu acolo să vedem pe unde avea de gând Ovidiu să vă urce pe creastă, adică pe aici. Da. Băi, e frumos și cu voi? Da, e frumos și fără voi! Wow! Doamne, doamne, doamne! Doamne! Pui la Vânturarița! Vai de capul! Doar capul, Paula!
Deci, în concluzie, noi am fost la un moment dat și nu știu ce căutam pe aici, pe Grohotiș. Și vroiam să urcăm așa, așa, până acolo. Păi ce eram noi, mă, capre negre? Runțap. Runțap alfa. Foarte frumos. Doamne, doamne, și când mă gândesc cu următura aia cât de frumoasă e. Și totuși, ce șanse am eu să cad de aici? Cred că foarte mari șanse. Dar mă voi abține să nu cad. Iar primul cadru l-am tras de aici. Ce căutați, mă, acolo? Măi, Paula. Ce cauți, frate, acolo? Doamne, doamne, ce... Cât de lejer stai tu? Acolo. Lasă. Cred că până la Builă mai mâncăm o pin. Ăsta e albele sau albul, nu știu, ceva de gen. Albul. Dar noi acum mergem să vedem ce minunăție a apărut acolo. Deci am fost într-o eroare. O să ajungem să vedem despre ce e vorba. Faptul că prea repede am ajuns în curmătură. Refugiu Stâna. Prea frumos. Prea. Acolo-i Builă sus. Cât de mare părea, atât de mic e. Nu știu, pare din beton. Nu știu, nene, ce e. Dar cine a cărat atâta beton, frate, e turnat? Băi, fratele meu, ăsta e o burnă. Ba, nu mă uit aici, aici e ceva. Deci ăsta, pot să spui că e adăpostul atomic. La cât de solid e. Da, este pe partea asta. Sunt icoane. Dar solid, nene, turnat. Să faci atâta cofrag, ăsta ai făcut totul din cofrag. Oboram. Nimic. Mă, un adăpost e oricând, că... Hai să mai vedem ceva. Te-ai răzgândit, da? E frumos. E al naiba de frumos. Cât crezi că mi-a să mă duc până acolo și să mă întorc? 15-20 de minute ți-a sigur. Trebuie să mergi pe muchi. Nu mă duc pe muchi, dar cu oricum. Mie că mă răstor. Da. El ar merita așa o chestie, dar treaba ta. Deci ați avut curaj să coborâți, da? Păi știi ce vreau să vă spun? Fetele, Corina, ascultă numai puțin. Să vă spun că merită. Nici nu mai trebuie urcat la crucea aia, Doamne! Curmătura Builei văzută dintr-un alt unghi. Fa. Deci numai pentru poziția asta merită coborârea. De sus trebuie să fie mai mișto. Uite-te și tu ce frumos acolo, refugiu, Stâna. Doamne Dumnezeule, asta e curmătura, mă, frumusețe. Bineînțeles că noi nu ne lăsăm și vrem să ajungem acolo. Da, nu pe aici, sigur. Așa, și nu v-ați luat bilet? Ați plecat fără bilet. Nu, băi, bă, nu că noi aveam bilet. Bravo, ați găsit jucării.
schitul Pătrunsa. Așa, dragă. Așa, dragă, uită-te la mine, că eu sunt fotograful tău care te filmează. Lasă-mă. Da. Să văd curmătura asta, frumusețea asta de curmătură, bă, băiatule. Dumnezeule. Curmătura builei. A fost greu să ajungem aici, dar merită. Adică am venit de acolo, am venit noi și am coborât. Și bineînțeles că am tot coborât, după care am urcat pe muchie. Da, ce copil mic au cu ei. Ați văzut, mă, unde ați fost, la unde e crucea? Deci aproape că nu-ți vine să crezi. De acolo am filmat noi. Ce pisc. Haideți că abia ce am terminat. Uite aici trecerea asta, că am avut echipe între să muncim, ca să puteți voi trece mai departe pe traseu către Builea, către Vânturarița. Da. Acum vedeți că nu e asigurat bine. Nu vă hazardați chiar așa, știi? Da. Nu ne văd de gongă. Păi știi ceva, e totuși ceva specific. Nu vezi oriunde așa ceva? Brână. Să ieșim în curmătură. Exact cum răsare peisajul ăsta, nu, Corina? Au, oh, Doamne, Doamne. Hai că vreau să ies așa la lumină. Filmând. Au, oh, Doamne, Doamne, m-a nebunit peisajul ăsta prima dată și văd că mă nebunește și a doua oară. Fai de capul meu. Doamne Dumnezeule, de-aia zic eu, mă, vorba asta. Că numai Dumnezeu putea face așa ceva. Pentru că ei, mă, să nu treacă, știi? Vai, vai, vai. Op, 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 op. Dar uite, ca să ne facă nouă cârcotă. Băi, nene. Deci asta e Builea, Vânturarița. Curmătura, nene. Restul este ca la orice munte. Fetelor. Mulțumite. Mă bucur. Pe unde am venit noi. Bineînțeles că nu puteai tu să nu te cațări. Ia ți arătă. Foarte bine. Doamne Dumnezeule mare. Mulțumesc, Doamne, că le-ai lăsat aici. Să vin eu la ele. Mă duceam și acolo, dar trebuia să aud de ele întâi. Acolo se vine. Cum e, mă, să te trezești aici?
să bei cafeaua pe privor. Să prinzi răsăritul. Sătilă, cum e, Pau? Ia. Opa, opa, cam un tunelic. Ah. Nu chipă păi și dincolo? Ce e aici? Briciuri. Briciuri. Și cred că și aici e. A, păi și stai pe că mai avem locuri aici. Deci doar să spuneți când vreți să vă rezerv locuri. Da? Și să suntem concediu. Și acum urcarea urâtă. Spre Builă. Prin urzici. Al cui? Ah, da. Bă, nici mie nu mi s-a părut chiar așa de grea urcarea. Aici chiar e spectaculos. Stâncărișul ăsta. E, exact acolo. E creastă. Are frumos. Da. Unde am fost noi, acolo la cruce. Bam. Cum să nu mai dai, mă, un cadru cu asemenea frumusețe? Curmătura Builei. Frumoasele Buila și Vânturarița. Final de creastă. Sper să ajungem în Poiana acolo. Dar nu pe aici. Hai repede să vedem pe Builă până nu vine ploaia. Builă. Uite, pe acolo trebuie să coborăm noi prin pădure, să ieșim în Poienița acolo. Nu plouă, numai dacă avem ghinion va ploua. Corina, dar ce o să joc? Carte acolo, de citit. Și o altă coborâre nebună. Paula, ai ratat acest bolovan. Hai că ați avut destui bolovani. Aoleu, a doua oară pe Vânturarița. Ia. Eu așa că nu mai pot. Ia mă să văd și eu, chiar nu am pe unde coborâ eu. De aici. De pe frumosul Vânturarița. Bă, bă. Altă perspectivă.
Cam nasol. Deci, după cum vezi... Păi nu pe aici, sigur pe aici nu putem coborâ. Deci, după cum vezi, este ca mine, da? Dincolo, trebuie să ieșim în poiana aia. Ia zi, mă. Trebuie să ajungem, uite, acolo, vezi parul ăla de acolo? Da. Vioreanu, coborâm pe acolo în jos și uite pe valea da, aia da, așa, da. Pentru că n-ai cum altfel. Da, uite. Deci cala înainte, către ăla. Da. Și uite o potecă pe acolo, dar la un drum forestier, că n-avem ce căuta pe acolo noi. Zi, mă, Cornea, să alege ceva. Coborâm pe acolo, ce facem? Dacă nu, hai înapoi. Da, dar cât de simplu unde am putut greși atunci, lângă casă, vorba aceea. Deci chestia asta, semnul ăsta care e atât de prost pus. Ce dracu de semn a spus, mă, aceea, iriților? Ce drag de semne aici, aiuriților? Uite, mai mergi 30 de metri, 40 și acolo pune semn, băi. Of, 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 ce greșeală. Uite, peste apă semn. Și faci la dreapta. Am greșit. L-am găsit noi mai târziu, dar parcă e păcat. Deci am plecat la 9. E 6:30. Și cu o mică, mică ploaie. Corina, unde ai fugit, mă, așa, racheta? Ai vrut să iei ocazie? Bine, rău? Punctul galben. Pe aici. Trebuie atenție să nu pierzi punctul galben. Cât zice, mă, că e până sus în... O oră jumate.